Salut și bine v-am găsit la Sunetul Banilor. Astăzi vorbim despre rezultatele Teraplast care dau startul acestui sezon de raportări, despre ultimul IPO anunțat la BVB și despre cum Tesla intră în clubul companiilor de un trilion de dolari. Sipuntenia primește solicitarea unui acționar semnificativ pentru distribuirea unor dividende în valoare de 350 de milioane de lei. Un astfel de dividend ar oferi un randament de aproximativ 29% la valoarea actuală de piață, argumentul investitorului fiind renunțarea la unul dintre programele de răscumpărare, ceea ce ar face această sumă disponibilă. O nouă companie își anunță intenția de a veni la Bursa de Valori București printr-o ofertă publică inițială. Este vorba despre compania de distribuție și logistică Acuira, care dorește să-și majoreze capitalurile cu 50%, respectiv 67 de milioane de acțiuni. Fondurile atrase vor avea ca scop achiziția ale unor companii care dețin portofolii importante de branduri de bunuri de larg consum, și ale unor jucători din domeniul distribuției. Producătorul și furnizorul de gaze naturale Romgaz a anunțat printr-un raport publicat la bursă că a finalizat negocierile cu americanii de la Exxon pentru preluarea participației de 50% din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel, Romgaz devine partener cu MV Petrom în cel mai mare proiect energetic offshore local. Valoarea tranzacției încă nu este publică și se estimează să fie finalizată în primul trimestru al anului viitor. Firebyte Games a anunțat un contract important cu Rolic Games Turcia, subsidiară a grupului american Zinga. Contractul are valoare de 900.000 de euro, la care se adaugă o componentă variabilă și va avea un impact important asupra rezultatelor companiei, fiind de 3 ori mai mare decât cifra de afacere a anului trecut. Medlife anunță preluarea unui pachet de 50% din acțiunile centrelor de oncologie Neolife România, unul dintre cei mai mari jucători medicali pe segmentul de oncologie din țara noastră. Potrivit reprezentanților companiei, tranzacția urmează să fie analizată de către Consiliul Concurenței și ar putea fi urmată de încă două, trei tranzacții importante. Una dintre vedetele acestui an, Teraplast Bistrița, a dat startul acestui sezon de raportări cu creșteri atât ale veniturilor cât și ale profiturilor, pe diviziile rămase în societate. Deși raportările financiare au arătat creșteri, compania s-a depreciat cu peste 13% de la ultimele maxime, probabil ca urmarea unor marcări de profituri și posibil din cauza unor așteptări prea optimiste din partea pieței. Alimentat de comanda Hertz, de 100.000 de autovehicule electrice și de noul target price de 1.200 de dolari pe acțiune setat de Morgan Stanley, acțiunile Tesla s-au apreciat în cadrul ședinței de tranzacționare de luni cu peste 12%, compania ajungând la o evaluare de peste un trilion de dolari. Compania mama a Google, Alphabet, a publicat rezultate financiare în creștere pentru ultimul trimestru încheiat, cu venituri și profituri peste așteptările analiștilor. Compania a generat astfel creșteri de două cifre pe toate segmentele semnificative, precum YouTube și servicii cloud. Intel a publicat rezultate trimestriale mixte, cu venituri ușor sub așteptări și o depășire semnificativă a profiturilor estimate. Deși cifrele prezentate ar trebui să aducă optimism, Investitorii au fost descurajați de faptul că Intel și-a redus estimările pentru perioada următoare în urma crizei actuale de pe piața de cipuri. Acțiunile Intel s-au corectat cu aproximativ 9% în sesiunea After Hours. Cu prețul petrolului aflat la maximele ultimilor ani, am analizat câteva companii din domeniul petrolier, care ar putea prezenta oportunități în perioada următoare. Aceste analize pot fi văzute în secțiunea specială de pe site-ul Goldring, iar linkul este în descriere. Pe lângă analize, avem și articole de educație financiară. Ultimul vizează investiția în obligațiuni și continuă seria în care vorbim despre instrumentele financiare, despre particularitățile acestora și despre cum se transacționează. Acestea fiind spuse, vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a afla principalele trenduri ale săptămânii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, share și subscribe acestui canal, dar nu în ultimul rând să dați valoare informațiilor prezentate astăzi. Până data viitoare, investiți inteligent.